Tak. Oamenii cred că ei vor fi dezinformați. Când am fost la ședință cu membrii sau cu directorul, cu domnul Morgoci de la Regie Transport Electric, mi s-a spus că oamenii nu vor cunoaște, că oamenii nu au nevoie, că oamenii noapte trebuie să doarmă. Noi știm care este problema pe timp de zi, că nu se respectă acel orar care a fost bine stabilit și pe care cu toții îl vedem. Noi cerem și am vrea să fie un orar foarte bine structurat, pentru ca fiecare dintre noi să știe când și cât timp el înainte trebuie să iasă sau să ajungă până la stația de unde își poate lua transportul, pentru ca să fie cât mai comod.